Domnule deputat, începem anul în forță și nu doar anul, ci și mandatul dumneavoastră de deputat și aș vrea să vorbim despre subiectul cel mai fierbinte pentru Moldova, pentru Suceava, și anume acea autostradă. Subiectul nu l-am inventat noi, nu l-am scos noi la lumină, încercăm să dăm un semnal. Am depus într-adevăr o inițiativă legislativă la biroul Senatului, fiindcă așa cere procedura. Am inițiat o lege prin care să încercăm să urgentăm punerea în practică a unei situații care este deja consfințită în masterplanul pentru România cu rețeaua de autostrăzi. Este deja aprobată și de Consiliul Europei la Bruxelles. Ceea ce vrem noi să facem este să dăm un semnal de voință politică în prioritățile pe care le știm cu toții, pe care cetățenii care ne-au trimis în Parlament ni le amintesc din ce în ce mai obsesiv. Inițiativa dumneavoastră are o dată limită, poate? Proiectul pe care l-am depus prevede implementarea în 4 ani. Adică pe perioada mandatului nostru încercăm să ducem la capăt o inițiativă pe care ne o asumăm, nu în numele nostru, în numele cetățenilor, și repet, ceea ce vrem noi să facem și încercăm să o facem și în mod simbolic, inițiativa este semnată de președintele partidului, George Simion, care înțelege foarte bine care sunt prioritățile și care a trasat foarte bine cum va fi activitatea noastră, în ce sens vom acționa pentru români, și un deputat de Suceava, în persoana mea, spun simbolic, fiindcă, de fapt, la această inițiativă cred că ar trebui să contribuie toți cei care sunt implicați din punct de vedere politic în Parlament, și cu siguranță parlamentarii noștri subscriu la această inițiativă și au venit toți cu propuneri și cu idei. Ați discutat cu parlamentarii de la celelalte partide? Parlamentarii suceveni și parlamentarii din Moldova? Nu. În privința acestei inițiative nu am avut încă discuții. Cu siguranță o vom face și așteptăm și propunerile lor. În momentul de față există depusă propunerea legislativă, ea poate fi îmbunătățită pe parcurs la Camera Decizională, la Parlament, la Camera Deputaților. În clipa de față am încercat să nu ratăm un start în actualul legislativ, de care încercăm să ne folosim în cele mai bune condiții, fără a încerca să ne atribuim merite sau alte beneficii de imagine. Repet, este un gest simbolic, deși foarte concret, pe care noi încercăm să-l facem într-un consens general pe care îl solicităm celorlalte partide politice. Credeți că această primă inițiativă a dumneavoastră va fi una biruitoare? Am toată încrederea că vom reuși să îi convingem pe toți de necesitatea acestui lucru. Nu cred că atunci când e vorba de un lucru atât de important, cineva poate să cramponeze de orgolii de partid, personale sau de interese. Nu vreau să mă gândesc la asta. Credeți că poate vreo secundă vă va afecta faptul că și dumneavoastră, AUR, vorbiți iată despre un subiect despre care vorbesc toți politicienii și nu prea acționează? Exact asta încercăm noi să arătăm, diferența dintre politicienii care vorbesc și cei care încearcă să acționeze, și sperăm să ne dea ocazia să arătăm că nu sunt doar vorbe, vom urmări cu maximum atenție parcursul acestei legi și după votarea vom fi atenți și la implementarea legii. Fiindcă, de fapt, România nu are nevoie de proiecte de legi care rămân în suspans. România are nevoie de legi puse în practică, de autostradă în sensul cel mai propriu pe care îl putem atinge în discuția noastră.